Domnule Baniotti, succes pentru Farul 2-0 în UEFA Youth League, manșatur. Cum ați caracteriza confruntarea cu echipa din Belgrad? E un succes, din punctul meu de vedere, meritat. După o primă repriză foarte bună, în care cred că puteam să profităm să mai marcăm, a doua repriză nu ne-am mai putut impune jocul și de aceea consider că la retur va fi un meci mult, mult mai greu. Se anunță o luptă pe viață și pe moarte, ținând cont de forța echipei din Belgrad. S-a văzut dueluri, aprige și aici, la Constanța. Orice meci este o luptă, trebuie să avem curaj în primul rând, să ne luptăm, indiferent de adversar. O să ne pregătim foarte, foarte bine, mult mai bine față de meciul ăsta, sau, de ce nu, să repetăm prima repriză, dar să ținem tot meciul. Ce le-ați transmis băieților după acest succes? Le-am transmis că este un succes în care este doar o primă repriză, să zic așa. Mai avem un meci acolo unde pornim de la 0-0, unde trebuie să mergem să ne așteptăm la un meci de luptă, un meci în care totul depinde numai și numai de noi. Alex, succes important în manșatur, 2-0 cu formația din Belgrad. Cum a fost acest duel? Bună ziua, mulțumim! Am făcut un joc excepțional și trebuie să mergem la Belgrad să câștigăm neapărat. Se anunță un retur dificil acolo, deplasare împotriva unei echipe puternice. Da, este un retur dificil și trebuie să câștigăm și să facem același joc ca astăzi. Cât de mare încredere vă dă această victorie? Este o victorie foarte bună, ne dă încredere mare și trebuie neapărat să știm. Pentru tine un gol foarte frumos, felicitări pentru reușită, un șut spectaculos de din afara careului. Da, mă bucur că mi-am ajutat echipa să marchez și asta este important. Luca, 2-0 cu echipa din Belgrad în manșatur, un succes important. Cum a fost acest duel? Da, bună ziua. În primul rând a fost un meci greu. Prima repriză, să zic că ne-am făcut jocul, n-am avut nicio problemă cu ei. A doua repriză am intrat bine de la vestiare. Primele 5 minute chiar am avut ocazii, după, să spun așa, ne-am stins, nu știu de ce. Am intrat în jocul lor de luptă și e bine că n-am primit gol și plecăm acolo cu 2 goluri avantaje. Ai deschis drumul spre victorie, ai fost foarte aproape de gol și în repriza a doua cu acea bară. Da, asta îmi doresc meci de meci, știi foarte bine că eu marchez aproape meci de meci. Asta îmi doresc să fac mereu și sunt bucuros că mi-a ajutat echipa și azi. Cum vezi returul din deplasare? E clar că o să fie un meci greu, ei o să vină cu ambiție, cu motivație, o să vină peste noi din primele minute, dar noi trebuie să ne facem jocul cum am făcut în prima repriză.